Eu, Ledic, aici pe Ferioasa cu băieții, acuzatul în boxă. Pum de reper cu Endal. În rap trebuie să ai lirică, cei care nu sunt stare critică îi aduc în stare critică, după tortura psihică la care îi supun că ei rapper se revendică. Berea ai dus? N-am adus berea. Deci iau berea. Nu mai avem bani. Putem să începem emisiunea. Deci iau berea. După asta. Gata, frate. Îi dăm drumul. Dacă n-avem bere, nu putem să începem. Ce să mai... Ce părere ai despre faptul că acuzatul are cele mai bune texte de hip-hop din România? Păi nu știu ce texte are acuzatul, că n-am auzit niciodată de acest lucru. Cu ce te ocupi? Cu hip-hop, frate, cu hip-hop. Știi că nu se filmează în această emisiune. Doar se bea în această emisiune. Dacă n-avem iarbă, acum și țigări normale, nu? Da, bă! Te sun imediat, hai să vină un băiat și te sun imediat. Hai. Combinat în ceva? Dealerul morții lui nu are iarbă. Sunt un pusan de 16 ani, bă, frate, care face rap de vreo 2 ani de zile. Nu sunt eu mare cine știe ce MC. Oricum, Dici Jeană pe canalul Frontal Record. Fratele meu, Cerebru 72, o să scoată nou material. Nu se știe exact când, câteva luni. Am și o bucată acolo, o să cântăm despre cine a acaparat pe noi cel mai și cel mai mult, având în vedere exact obiectul etnobotanice, pentru că ne-a acaparat foarte mult chestia asta. O să scoate ceva și cu acuzatul, o să scoate și nou material. Nu, că vlogul ăsta chiar e la Caterinca, să moare cea mai scumpă. Și cam aceasta a fost emisiunea Punct de Reper cu Endal. Subscribe!